Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian și sunt născut pe 22 decembrie. Este iarnă pe 22 decembrie și este frig. Mie nu prea-mi place frigul. Am întrebat-o pe mama mea, de ce este frig iarnă? De ce nu este tot timpul anului vară? Mama mi-a spus că există 4 anotimpuri, deoarece Pământul efectuează o mișcare de rotație în jurul Soarelui pe orbită. Aceasta poartă numele de mișcare de revoluție. Mișcarea de revoluție durează 365 de zile și 6 ore. De aceea, un an are 365 de zile, iar o dată la 4 ani 366 de zile. Acesta, din urmă, se numește an bisect și are o zi în plus, deoarece 6 ore înmulțit cu 4 egal 24 de ore, adică o zi. Această zi se adaugă în calendar lunii februarie, 29 februarie. Ultimul an bisect a fost 2020, următorii sunt 2024, 2028 și așa mai departe. Fratele meu este născut pe 22 iunie. De fiecare dată poate să-și petreacă ziua afară până târziu. Ați observat că vara se înserează mai târziu? Acest lucru se datorează tot mișcării de revoluția Pământului în jurul Soarelui. Astfel, într-un interval de 24 de ore, durata zilei și a nopții nu este egală. Pe 22 iunie, când ziua are durata cea mai lungă, are loc solstițiul de vară. Între 22 iunie și 22 decembrie, durata zilei scade, iar durata nopții crește. Ziua și noaptea sunt egale ca durată de 2 ori pe an, pe 23 septembrie și 21 martie. Atunci având loc echinoxele de toamnă, respectiv primăvară. Între 22 decembrie și 22 iunie, durata zilei crește, iar a nopții descrește. Voi v-ați întrebat vreodată, de ce apune soarele? Soarele apune, deoarece Pământul se rotește și în jurul propriei axe, această mișcare de rotație având o durată de aproximativ 24 de ore, adică o zi. Deoarece anul este un interval de timp mare, iar ziua un interval mic, au fost stabilite intervale de timp aflate între acestea. Săptămâna, care are 7 zile, și luna, care are 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 28 sau 29 de zile. Un an are 12 luni. Acum, spune-mi și tu câteva lucruri despre tine. Pe ce dată ești născut și în ce anotimp? Câte luni, săptămâni și zile au trecut de la ziua ta? Până la următoarea noastră întâlnire, eu aștept răspunsurile tale. La revedere!